Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Scorpion. Scurtă etalare, încerc să fiu cât mai iute. Scurtă etalare pentru jumătatea de iulie, cât a mai rămas, dacă puteți să interpretați de pe 15. Ia, uite ce interesant, a venit ca la leu. Ca la leu, la le. 6 de apă. Posibil cineva din trecutul vostru se întoarce cu un gest de împăcare. Posibil cineva își dorește să vă ofere un cadou, să-și ofere sufletul, să-și deschidă sufletul către voi, în fața voastră. Cineva din trecut, un ex, o exă, o persoană pe care ați mai întâlnit-o. Da? Nu este o persoană nouă, este o persoană pe care ați mai întâlnit-o. Ia uite, 9 de foc. O persoană care, ce frumos, union, uniune, uniunea celor două forțe, masculin și feminin, și intrați într-o călătorie, într-o călătorie. După ce până acum a trebuit să vă luptați cu voi și cu oameni care n-au văzut și n-au știut și n-au spus adevărul. Dacă nu știu, n-au cum să spun și tot așa. Dar acum intrați într-o nouă călătorie în care începe să vă echilibrați. Poate că este vorba de această persoană, poate că este vorba de voi. Poate voi vreți să oferiți cuiva un cadou, să vă deschide sufletul cuiva. Evident că poate să varieze. Asta pentru că e semn de apă, poate un alt semn de apă. Dar și toate aceste lucruri despre care tot am vorbit se reprezinte pe ei. Că aici s-a oprit semnul de setul de cărți. Dar, repet, poate să vă reprezinte și pe voi. Dar eu simt în mod special că personajul acesta plin de pasiune a început să se transforme, da? A intrat în uniune cu energia sa feminină și masculină și a început o nouă călătorie, da? Într-o nouă direcție. Încearcă să-și și-a transformat într-un fel sau altul viață. Pentru că a trecut prin aceste conflicte și acest mental autosabotant, da? Dar, repet, a învățat să separe lumina de întuneric și a ales o nouă direcție, eventual către voi, probabil că în această perioadă s-a transformat și acum vine și oferă din suflet, da? Interesant că la nivelul inimii acesta are o floare, da? Și aici personajul oferă ceva. Probabil toată această transformare a ținut de chakrele 3, 1, 2 și 3. Acum personajul a început să crească, da? Și când vorbesc de chakrele 1, 2 și 3, știți ce înseamnă? Nevoia de stabilitate, de bani, de sex, de ego e prea mare, poate au frici, poate au o mândrie exagerată. Însă, repet, personajul a început să înflorească de la jumate în sus. A început să-și echilibreze energiile, masculinul cu femininul, ca să-și atragă uniunea, eventual cu voi, eventual cu voi, întâlnirea cu voi. Haideți să vedem. Cineva plânge. 5 de cupe? Dar plânge, regretă. Posibil un semn de aer, regina de aer. Pentru unii. Posibil la distanță, pentru că a jonglat situația. Ia uite, Marea Preoteasă, ați putea să fiți voi? Iar văd balanța. Posibil care are multă pasiune pentru voi, atracție fizică, dar și personajul de care am zis a trebuit să treacă prin această călătorie spirituală. Dacă voi ați plâns, fiți sigur că și ei au plâns. Scorpion.
Iulie, jumătatea lui Iulie. Haide să vedem. Scorpiuțe. Vreau să vină, deși aș putea să-l iau eu. Ok, asta. O nouă de cupe. O stare de euforie, să zicem. De bucurie. Asta pentru că unii dintre voi v-ați temperat și ați învățat să vă echilibrați, da? Și reușiți să manifestați întâlnirea cu flacăra voastră geamănă după ce ați trecut prin niște conflicte. Se manifestă acest nou început cu pasiune, regele de bâte, da? Care devine foarte stabil, da? În această transformare a sa, regele de bâte, nu contează zodia care este. Că poate să fie orice altă zodie care are multă pasiune pentru voi, dar nu doar pasiune și atracție fizică, după cum am spus și mai devreme, da? Nu doar pasiune și dorința de a vă avea, ci are și multe emoții, chiar are dragoste, chiar simte dragoste, dar, repet, în această perioadă de conflicte interioare și ale voastre și ale lor, personajul a înțeles că își dorește o relație stabilă. A înțeles că legătura dintre voi este o legătură spirituală și vrea să închidă un capitol în care au fost multe dezamăgiri. Da. În care nu s-a comunicat, regele de spade, poate că v-a și spionat într-un fel sau altul, ca să vă înțeleagă, să vadă dacă cumva mai aveți pe altcineva. Însă, sunt multe emoții. Posibil să vă reprezinte pe voi, poate este și un alt semn de apă, repet, nu contează semne, ci stările pe care le aveți în preajma anumitor persoane. Ha, interesant. 8 de bâtă, dar a venit invers. Și s-a oprit la regele de spade. Regele de spade care stă și se gândește și analizează și din cauza asta că stă și se gândește și analizează la rece, 6 de spade, nu se manifestă lucrurile, da? 8 de bâte de obicei înseamnă comunicare sau călătorie, dar faptul că a venit invers, da, nu se manifestă. Și totuși își dorește o colaborare acest rege de spade, acest personaj care nu spune, să zicem așa, nu neapărat rege de spade, acest personaj care nu spune, își dorește colaborarea. Dar însă, ia uite, aici cred că sunteți voi. Aha, voi sunteți cei defensivi, voi îi blocați. Din ce motive? Poate că au venit prea încet, poate v-au făcut să așteptați prea mult această pasiune, da? N-ați blocat. Ceva s-a întâmplat. Și pentru că este o etalare colectivă, nu pot să dau foarte multe scenarii, dar s-a întâmplat. Scorpion. Soare, lună, venus. Ah, ia uite, 4 de cupe. 4 de cupe. Am mai spus și la ce... Am mai spus la o etalare. Eventual învățați în această perioadă în care nu comunicați cu cineva sau nu ați comunicat, ați învățat să vă bucurați de voi înșivă, cu viața voastră, cu realizările voastre. Mare grijă să nu beți mai mult decât e cazul. Că unii care au planete în Scorpion au tendința asta. Unii, nu toți. Însă, ce e important este că o perioadă ați avut speranță, alt mesaj, da? O perioadă a avut speranță că lucrurile vor evolua, că vor veni, că vă vor cuceri, că vă vor bombarda cu dovezi de dragoste, da? Și totuși nu s-a întâmplat. Și totuși nu s-a întâmplat. Posibil acum când vin, acum când vor veni sau că cineva vine, clar, cu 6 de cupe, da? Cineva oferă, da? Vedeți și voi, trebuie să vă arăt cărțile ca să mă credeți, pe cuvânt, da? Se întâmplă o ofertă.
Posibil, dacă sunteți voi aici, semn de apă, să fiți, cum ați spus mai devreme, să nu primiți chiar cu brațele deschise această ofertă, pentru că ați aștepta prea mult. Suflete perechi, nu zice nimeni. Suflete perechi, comunicați la distanță, sunteți telepatici, iar apare semn de apă, dar nu contează, poți să fii suflet pereche cu alt semn, nu neapărat cu semnul tău, da? Depinde unde aveți luna, Venus și toate celelalte aspecte. Dar, dragii mei, eu cred că amândoi, pentru că aici este un cuplu puternic, amândoi sunteți foarte puternici și foarte orgolioși, pentru că iată, apare diavolul. Și asta ce înseamnă ego? Amândoi sunteți mândri și nu vrea unul să facă un pas înainte, da? Așteaptă ca celălalt să facă, celălalt să fie invitat. Și totuși, iar șase, da? Aici arată altfel, că altfel de sedecăți. Tot șase de apă, șase de apă. Suflete perechi, suflete care v-ați mai întâlnit în alte vieți, dar trebuie să învățați această lecție a egoului. Ia uite, a egoului, jocuri mentale. Lăsați-le, poate au fost și discuții. Da? Poate unul zice ceva, celălalt interpretează cuvintele sau pur și simplu nu-i răspunde. Da? Ia uite. Și totuși e nevoie să tăiați acest stil și să manifestați în început. Se dorește începutul, da? Asul de spade și asul de foc. Se dorește un început. Unii s-ar putea să, unii, nu toată lumea, să încercați să manifestați un început cu un semn de pământ, regina de monede. Însă, în cazul în care este același personaj din trecut care vine, totuși, face acest gest de împăcare, de ofertă, la judecata, de renaștere a unei situații, pentru că se consumă, domnule, nu se poate sta în stilul ăsta. Înțelege că aveți o valoare specială, regina de monede, în viața lor și își doresc acest nou început și pasiune și adevăr și discuții, da? Și să tăiați acest, să tăiați, că asta, asul de spade taie uneori, da? Obiceiul ăsta de a vă juca mental și scorpionii. Cine încearcă să joace un scorpion, nu contează ce planetă aveți acolo, lună sau Venus sau Mercur sau Marte sau ce aveți în scorpion, nu neapărat soare, cine încearcă, mai ales semnele de aer. Dacă încearcă să se joace cu un posesor de planete în scorpion, nu iese, că n-are cum, da? Deci, se dorește împăcarea pentru că această legătură este foarte puternică, intoxicant de puternică. Intoxicant de puternică. Obsedantă. Haideți să vedem. Dar, repet, posibil că dacă vine, nu o să-i primiți cu brațele deschise. Nu. Va trebui să mai lucreze. Falling. A, ce drăguț! Tocmai mi-a venit, o să dedic pe Facebook sau o să pun sub comentarii. Mi-am adus aminte de o melodie. Cum se numește? I keep on falling in love with you. I keep on falling in love. Cine cântă? Alicia Keys? Da, o să pun dedicație pentru Scorpion. Cineva se îndrăgostește în această perioadă. Adică tăcerea uneori nu ne îndepărtează, ba ne aprinde călcâile mai rău. Interesant. Mother Prays. Dacă are legătură, deși simt că nu are legătură, aceeași carte a venit și la Fecioare. Dar, pentru unii s-ar putea să n-aibă nicio legătură. Este că 15. 15 să vă spună ceva. Cred că trebuie să vă rugați. Trebuie să vă rugați la mama divină, la o energie feminină, că sunteți bărbați, femei, trebuie să vă rugați la o energie divină feminină, la Fecioara Maria, la ce alte energii feminine, divine, speciale, cunoașteți voi, ca să echilibrați, da? Să echilibrați forțele și să vă apropiați de această uniune.
Eventual rugându-vă învățați să iertați, pentru că iertarea nu vine din prima, uneori durează, chiar durează, cu cât vă face speranțe că se întoarce, că se întoarce și nu se întoarce, că nu știu ce mai are de rezolvat, mai are ceva de transformat, s-a înțeles, da? În loc să iertați, mai rău vă supărați și tot așa. Rugați-vă la Fecioara Maria, la orice altă energie feminină, divină, ca să învățați să iertați, pentru că asta înseamnă energia feminină, e receptivă și iartă, nu e energie masculină. Masculinul trebuie să acționeze, trebuie să fie combativ, să se protejeze, da? Să asigure stabilitate. Sunt multe alte calități care țin de masculin. Mama, da? Reprezintă altceva și acolo trebuie să lucreze scorpionii, zic eu, în această perioadă. Și știm că uneori scorpionii sunt rancunoși, nu contează ce planete, da? Sunt acolo, devin și ei. Asta pentru că scorpionii, cei care au planete în scorpion, au suferit, așa se zice, au suferit foarte mult în alte vieți și acum devin extrem de sensibili la tot ce înseamnă refuz, abandon, jignire. Interesant. E o legătură între sufletele voastre și interesant este că s-a oprit-o la suflete perechi. E o legătură. Cineva s-ar putea să încerce să refacă această legătură, da? Pentru că nu poate să stea separată sau separat. Posibil. Dar ce interesant, da, și că vorbim de perle, dacă a fost o tăcere, în această tăcere și în această suferință, amândoi v-ați transformat, da? Ați creat acea perlă specială, care acum trebuie să se conecteze la perla, la sufletul celuilalt, da? Și să manifestați. Oh, interesant! O comunicare emoțională. Zic de comunicare pentru că văd lebăda și lebăda ține de comunicare. Este un simbol mult mai complex, să spun pe scurt. Comunicare emoțională, poetică. Ce interesant, îngerul lui Jupiter care trezește. Posibil doamna are niște revelații în somn, are niște vise speciale. Poate că și domnul o visează pe doamna. Dar Jupiter știm foarte bine că ține de casa peștilor, a 12-a somnului, a conexiunii cu divinitatea. Ține evident și de săgetător, dar eu acum mă gândesc mai mult la pești, pentru că e casa voastră a 5-a, a dragostei, a iubirii, a unora, evident. Deci rugați-vă la Fecioara Maria, la o energie feminină, ca să puteți manifesta această înțelegere, răbdare, în cazul în care vine cineva să-și ceară scuze, să vă ofere împăcare, da? Sau să se reconecteze la voi, să nu fiți ranchiunuși. Aici cred că este mesajul. Pentru că ei în acest timp au devenit și ei puternici, da? Și s-au transformat. Au devenit ca și voi niște perle, niște s-au apropiat de vibrația voastră, vreau mai bine să zic. Cam aceasta e talarea, că iar mă lungesc. Vă doresc dragoste, pace, creștere. A, nu. Hai să ne uiți de la îngeri. De la îngeri. Mesaje de la îngeri pentru scorpion. Deci, Jupiter, în acest moment, ține pentru mine mai mult de casa a 12-a somnului, a visului, a rugăciunilor. Da, Jupiter este profesorul benefic, este un semn spiritual. Bine, sunt multe de spus la Jupiter. Scorpioni, mesaje pentru scorpioni. Haide. Ok, asta. Oh, da, e clar. Nu s-au arătat emoțiile. Onestitatea este... Ați zis bine? Voi fi zis bine, nu mai contează. Ați înțeles ideea, da? Cinstea este esențială. S-au purtat măști. Cineva a stat cu spatele, nu a vrut să se uite. Nu, nu te cunosc, nu știu. Nu e adevărat. Cealaltă persoană n-a vrut să-și arate emoțiile, da? Și nu merge. Nu merge așa. Oh, ce frumos! Da, ce frumos! Ce frumos! Citiți voi? Ce înseamnă
Ce înseamnă? Nu mai zic. Stă pe buzele cuiva. Cum că va spune, că nu va spune? Dar dacă vine, repet, persoana, încerca să manifestați că vine cineva cu o împăcare. Cineva vrea să facă acest gest de împăcare. Încerca să manifestați această energie feminină, da? Fiți receptivi, fiți înțelegători, iertători. Nu ce nimeni să-i primiți cu brațele deschise, dar ascultați, oferiți-vă timp de calitate și considerați fundația pusă. Dacă vreți, evident. Că v-ați dorit și voi, ăsta e adevărul. V-ați dorit. Dacă vine, dați-mi și mie un semn că vă bucurați. Nu contează luna asta, luna viitoare. Vibrația, energia circulă, se întâmplă, se manifestă deja. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!